Desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, ultimul turneu din cadrul seriei F a campionatului național pentru junioare 2 a consfințit supremația echipelor oltene. LPS Slatina și CSS Caracal au ocupat primele locuri ale clasamentului la mare distanță de următoarele formații. Derbiul dintre cele două echipe a stabilit câștigătoarea seriei. Slătinencele s-au impus cu scorul de 24-20 pe terenul grupării din Caracal și au încheiat această fază a competiției în fotoliul de lider. După medaliile cucerite în sezoanele precedente la categoria de vârstă junioare 3, profesorul Gavril Cosma își dorește ca elevele sale să urce pe podium și în această ediție de campionat. Cu siguranță că dacă suntem vicecampionii de acum 2 ani și campionii de anul acesta, nu ne putem propune decât calificarea în turneul final și medalie. Aflate în primul an la nivelul juniorilor 2, caracalencele au avut un parcurs foarte bun în actuala stagiune. Antrenoarea Larisa Olteanu speră ca echipa pe care o pregătește să se implice în lupta pentru medalii. Eu am încredere că și la junioare 2 putem lua medalii, pentru că fetele muncesc foarte mult, sunt fete talentate care pe viitor vor avea ceva de spus în Liga Națională. Se pare că handbalul la nivelul județului Olt o să dea tot mereu spre Liga Națională fete talentate. De-a lungul timpului, centrele de handbal din Slatina și Caracal au dat numeroase jucătoare loturilor naționale ale României.